Din declarațiile tale, făcute pe o perioadă destul de lungă, constat că ai o convingere serioasă că Biserica Adventistă este descrisă corect de martorul credincios din Apocalips 3. Nici rece, nici înclocot, adică ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Teologii contestă categoric această poziție. Ce te face să insiști că ai dreptate în această chestiune? Mai multe lucruri. Astăzi o să discutăm doar despre câteva. Dar înainte de a aduce argumentele care mă fac să cred că asta este realitatea cu privire la poporul din ziua de astăzi, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce a însemnat și care sunt efectele discuțiilor cu privire la apelul martorului credincios în biserica asta pentru că eu am trăit aici, în mijlocul ei, de mic copil și am văzut cum este folosit acest pasaj din Apocalips 3. Și înțeleg perfect reacția poporului nostru și teologilor și conducătorilor bisericii când este vorba despre referire la acest pasaj. A fost folosit foarte prost și a produs aproape o psihoză în biserica asta. Când de cineva de martor credincios, ia foc. Reacțiile sunt, a, vrei să tragi în cineva, așa e, vrei să lovești pe cineva. Sau, atași biserica, nu? De asta tot face referire la uh, Apocalips 3. Vrei să lovești biserica. De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că în toată această lungă perioadă de timp, cel puțin de când sunt eu conștient de lucrurile astea, pasajul a fost folosit pentru a lovi pe cineva pastorul se urca la amvon și când vrea să muștrulească pe membrii din bănci, începea cu Apocalipsa 3. Membrii între, între, ei. Când aveai un colț cu cineva și vrei să-l să pui în banca lui, imediat îi aplicai solia martorului credincios, da? Biserica către la Odisea. Și știa toată lumea ce vrei să faci și de ce o faci. Că da, lucrurile au cunoscute în comunități. Și lucrul ăsta s-a repetat ani de zile și de ce spun că a fost greșit folosit? Pentru că intenția pasajului nu este aceasta. În primul rând, nu este o mustrare pentru membrii din băncile adunării și în niciun caz nu este un bici cu care să biciuiești lipsa de moralitate sau de spiritualitate a cuiva. Martorul credincios a oferit acest formidabil pasaj. Eu spun că este central în existența și experiența acestui popor. Și eu o să explic imediat, la timpul veni de ce cred asta. Și astfel s-a creat această teamă de el. A, oricum nu folosește la nimic, pentru că ani de zile l-au repetat și nu s-a schimbat nimic, nici în viața membrilor, nici în viața comunității în general. Și oamenii constată și-au răcit gura de poman. Mereu ne-au atacat, ne-au lovit că suntem goi, că suntem orbi, că suntem nu știu ce. Și după 30, 40, 50, 60 de ani, cu ce s-a schimbat situația dacă ne-am tot biciuit singuri cu pasajul ăsta. Plus de asta, după schimbarea regimului în România, a venit valul ăsta nou de Adventism a pătruns și la noi, până atunci stătuse pe la graniță așa un pic, dar atunci a pătruns puternic la noi deschidere Evanghelia este dragoste Hristos, credință restul, mai puțin contează așa și unii oameni tot au insistat că ce cu solia asta martorului credincios pentru Biserica a mai are vreo relevanță e legată de noi sau nu și conducătorii s-au găsit în situația să schimbe înțelegerea și sensul acestui pasaj în mod oficial, public. Adică, nu ne mai privește, nu e pentru noi, a fost pentru bisericile de atunci. Apoi, când au văzut că asta nu merge, au mai aranjat puțin declarația oficială: că Solia este pentru tot creștinismul, pentru că toți creștinii sunt Biserica lui Hristos de astăzi. Iar noi, adventiștii, suntem așa un profet în mijlocul creștinismului care atragem atenția asupra unor lucruri. Dar toți suntem Biserica lui Hristos. Prin urmare, Solia Martorului Credincios se adresează tuturor creștinilor. Și pentru că noi suntem minoritari față de alte mari grupări creștine, normal, se aplică mai mult lor decât nouă. Nu? Și au rezolvat problema. Și asta a suprapus și peste uh, uh, sila pe care o simțeau membrii de câte ori auzeau pasajul, și el a fost îngropat. Păi, și atunci le convine să creadă că tot creștinismul este Biserica la Laodicea, adică Biserica rămășiței? Într-un sens le convine. Într-un sens le convine, pentru că scapă de acuzația asta, ești calos, nenorocit, mm -hmm. să corp și gol că noi nu suntem, noi suntem profetul din mijlocul poporului, sigur, ne identificăm cu poporul, dar totuși nu suntem chiar poporul. Știi? Și au o explicație pentru oamenii serioși care întreabă, stai puțin, de ce martorul credincios spune că bisericii la Odisea, că nu ai aur, haină, doctorie? Astea sunt esențiale pentru existența unui popor și a unei biserici. Cum spui, nicio problemă. Nu se poate. Și dacă tot creștinismul este biserica la Odisea. cine este îngerul acestei biserici? Asta a fost problema principală. Nu a observat, sau s-au făcut că nu observă, sigur, nu i a observat, dar era convenabil să nu observe, că martorul creștinos nu se adresează membrilor de rând. Adică el nu spune, uh, spune-i uh, sfeșnicului, iată ce au împotriva ta, iată ce zici tu, iată care e soluția. Nu, se adresează Îngerului Bisericii. Și Ioan are grijă să reda corect cuvintele martorului credincios în capitolul 1, când explică ce înseamnă simbolistica pe care a văzut-o. Da? Fiul omului se mișca prin mijlocul celor șapte sfeșnice. Și când el întreabă ce înseamnă asta, vreau să scriu și nu înțeleg. Și Duhul Domnului a spus, sfeșnicele reprezintă cele șapte biserici Adică fazele bisericii creștine, de la biserica apostolică până la biserica la care este ultima. Iar stelele pe care le-ai văzut în mâna mea sunt îngerii bisericilor acestora, șapte. Prin urmare, este fără îndoială că se referă la conducătorii bisericii, pentru că cel puțin la noi, la Odicea, funcționează prin reprezentare. Da. Oamenii sunt aleși de popor Mă rog, într-o oarecare măsură, dar asta este teoria. Și deci reprezintă poporul. Dacă ei fac ceva greșit, poporul care i-a trimis a greșit, știi? Bun. În plus de asta, și asta cred că e partea foarte importantă, solia către Îngerul Bisericii la Odisea are de-a face 100% cu solia neprihănirii lui Hristos predicată de frații Eugen și Jones. Sau încercat intenția lui Dumnezeu de a o predica prin ei, că n-a reușit. De ce spune asta? Pentru că există dovezi fără, fără îndoială că solia trimisă de ei a fost adresată bisericii la Odisea ca să rezolve problemele. Acestea cu noi ai aur, în doctorie. Creștinismul adventist este blocat în poziția aceasta. Tu crezi că ai totul și că e bine, iar eu spun că nu ai și că trebuie să vii să ți le dau. Și din, din încurcătura asta Biserica n-a ieșit până în acest moment. Și de asta spun că pasajul din Apocalips 3 este central existenței și experienței poporului lui Dumnezeu. Că aceasta ne scoate din starea la odiceană și îi permite lui Hristos să revină. Ori noi suntem poporul care afișăm credința în revenirea apropiată a lui Hristos. Bine, dacă vreți să aibă loc, până acum n-a avut, dar dacă vreți să aibă loc, până nu se iese din starea la odiceană, nu există venirea lui Hristos ci din contră am să te vărs din gura mea. Adică încetez să mă mai identific cu tine, spune martorul credincios. Bun, și acum să trecem la dovezile pe care eu le am, că acest pasaj este neapărat pentru Biserica la Odisea. Și primul argument este spiritul profeției. Spiritul profeției în, în ce sens? Noi avem în credințele fundamentale pe care trebuie să le accepte orice om care se botează și intră în biserică, Punctul 18 al credințelor fundamentale, în care ne mărturisim credința în darul Spiritului Profetic prin Sora White. Și că asta este semnul de identificare al Bisericii Rămășiței. Bun. Dacă noi avem un punct fundamental cu privire la aceasta, de ce noi dăm crezare când ea vorbește exact despre lucrul ăsta? Ce e cu biserica la Odisea și cu apelul martorului credincios către îngerul bisericii? Și vreau să citesc câteva declarații ale ei ca să fie clară poziția ei și de ce eu contez pe ea. Primul este următorul. Fac apel la poporul lui Dumnezeu să se trezească la înțelegerea faptului că starea lor este precis descrisă în solia către biserica la Odisea. Deci, fără discuție. Apelez la voi să înțelegeți odată că Solia asta este pentru noi, pentru acest popor. Și nu este nici de cum negativă. Adică nu este un motiv de, de ceartă și de acuzații. Martorul credincios nu are chef de. E, hai să mă cer cu voi puțin. Aveți o situație gravă? Nu? Asta e realitatea. Și trebuie să o vindec, trebuie să o rezolv. -a da, încercă doar să ne ajute să ieșim din starea în care suntem. Da, <laughs> Pentru exact. că noi nu vedem că suntem în starea respectivă. Exact. Nici măcar nu avem senzația că am priceput despre ce e vorba aici. Tu nu știi că ești. Știi că lași nenorocit să și gol. Da? Deci este o mână întinsă. Da? Nu este. Uh, hai să vă mai arăt prostiile voastre și cam atât. Nu, nu. Nu. Vă descriu realitatea. Pun pe masă. Problema voastră și soluția. Fără de care nu există niciun fel de înaintare în proiectul lui Dumnezeu cu marea controversă pe planeta Pământ. Următorul. Solia la Odiceană mi-a fost prezentată ca aplicându-se poporului lui Dumnezeu în starea lor prezentă. Adică, nu vă mai fandosiți că se aplică nu știu cui și nu știu cui. Mi s-a arătat. N-am uh, visat eu. Nu mi s-a năzărit mie că, domnule, hai să-i mustru puțin pe conducătorii adventiști cu solia martorului credincios. Mi s-a arătat. Nici eu n-am știut. Nici eu n-am înțeles. Nici eu n-am crezut. Dar Duhul Domnului mi-a arătat că se aplică la starea noastră prezentă. Pentru numele Lui Dumnezeu, deschideți ochii să percepeți lucrurile spirituale. Deci, dormiți. Și expresia asta foarte rar folosită de dânsa, doar când sunt situații foarte serioase și grave pentru numele lui Dumnezeu. E un fel de, de jurământ așa al ei. Cum ne jurăm noi pe câte ceva când vrem să avem credibilitate, da? Pentru numele lui Dumnezeu. Deschideți ochii să percepeți lucrurile spirituale. Și asta este în 1901. Da. Când deja biserica era înfloritoare și ajunsese la Vârful teologiei ei, perioada aceea. Acum, unii pot spune că dacă era vorba despre cei de atunci, din vremea aceea, pentru că au zis că e vorba despre prezent, în momentul ăla. Dar o altă întrebare bună ar fi: câte s-au schimbat de atunci exact. în înțelegerea noastră și a conducătorilor? Din contră, lucrurile au degenerat. Mm. Dacă noi privim la Biserica din acea vreme și ne-am dorit să avem și noi poporul ăla, asta nu se mai întâmplă. Deci este clar că se referă la biserica aceasta. Pentru că biserica nu s-a schimbat. După moartea sorei White, nu s-a desfințat biserica adventistă să se înființeze alta. Noi am moștenit această realitate, care da. este indubitabilă. Un alt argument pentru care nu se poate gândi așa cum propun ei, știi, că tu ai dreptate, am auzit și eu oameni care vorbesc în felul ăsta. Nu se poate discuta în felul ăsta pentru că declarațiile Spiritului Profetic privesc interesele acestei biserici în scopul ei final de încheierea lucrării și de revenirea lui Hristos. De aceea a chemat Dumnezeu la existență poporul acesta. El nu este pe etape. Am avut o etapă proastă, dar am. am evitat-o, am depășit-o și acum suntem în faza aia bună de, de lucru. Nu, nu, nu. Biserica este în starea laudiciană bazat pe un singur element. Hristos n-a venit. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre pretinde ca fiind ai săi. Când martorul credincios obține un popor căruia poate să-i dea aur, haină și doctorie, caracterul lui Hristos a fost în ei în mod desăvârșit reprodus. Pentru că haina albă înseamnă revenirea Duhului Sfânt în templul Inimii, haina pierdută din Iaden. deci rămâne spiritual să-și înțeleagă realitatea și să accepte proiectul, și aurul curățit prin foc înseamnă credința care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Da? Astea sunt bogățiile pe care Martorul Crăciunii dorește să le ofere Îngerului Bisericii la Odisea și, implicit, toată Biserica prin el. Deci, practic, Martorul credincios ne spune. Nu am, Hristos nu a venit până acum pentru că voi nu vreți, pentru că nu acceptați aceste cadouri. Exact, exact. Când se va întâmpla asta, imediat mm. se încheie marea controversă, se încheie lucrarea pe care toți o clamați. Încheierea lucrării, încheiera lucrării. Vorbim foarte des despre asta. Solia la Odiceană descrie starea noastră ca popor. Adică colectiv, nu individual neapărat. Sigur că indivizii sunt toți parte din colectiv. Dar martorul credincios nu are de-a face cu tine personal sau cu mine personal. Are de-a face cu noi ca popor. Și ca popor înseamnă prin reprezentanți. De aia se adresează îngerului bisericii la Odisea. Pentru că și Soroait era confruntată cu realitatea asta. Se atacau unii pe alții cu solia martorului credincios, știi? Mm. Încetați joaca asta, că ne privește pe noi colectiv, la nivelul acesta de denominațiune. Un altul, în 1904. Neprihănirea proprie nu este haina de nuntă. Formidabilă expresia, da? O să revin la ea. Eșecul de a urma lumina clară a adevărului este pericolul nostru cumplit. Solia către biserica la Odisea descoperă starea noastră ca popor. Foarte foarte frumos așezate împreună toate aceste elemente. Neprihănirea proprie nu este haina de nuntă. Punct. Da? Voi vorbiți de duntă, voi sunteți mireasa, voi... Voi aveți neprihănire proprie. Asta obținută prin educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc. Asta este neprihănirea voastră. Și neprihănirea asta pe care ați obținut-o voi prin educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc, nu este haina de nuntă. Pentru că asta este tot o haină murdară, am văzut în episodul cu Iosua și îngerul. Exact. Care trebuie dezbrăcată și îmbrăcată haina de nuntă. Ori poporul nostru ține cu dinții la educație, cultură, exercitarea voinței, efortul românesc. Și, prin urmare, nu are cum să primească haina de nunt. Apoi, și aceasta este cheie, din punctul meu de vedere, legată de Solia Jones-Wagner. Solia prezentată de A.T. Jones și A.G. Wagner este o solie de la Dumnezeu către Biserica la Odiseea. Deci, prieteni, voi ați încercat toate exhibițiile posibile. Că a fost neprihănirea până credință, că a fost un accent asupra îndreptățirii, că a fost Evanghelia adusă în starea ei mai curată și mai frumoasă. Toate, toate definițiile. Pe asta o evitați ca focul. Solia 1888 este o solie de la Dumnezeu către biserica la Odiceea, care este ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală. Asta este intenția lui Dumnezeu în 1888. Am venit să vă trezesc la realitatea cumplită: că voi sunteți în starea aceasta în care nu numai că nu aveți aur haine și doctorie, nici măcar nu înțelegeți și nu credeți că e posibil așa ceva. Da? Aceasta e evaluare extrem de, de precisă: ticălos, nenorocit, săracorp și gol. Abordează toate aspectele vieții publice ale Bisericii la Odisea și, în special, îngerului Bisericii. Absolut toate aspectele. Deci, nu poți să, să te scoți în niciun punct al experienței tale uh, publice în fața lumii. La toate este zero. Următorul? Bisericile noastre se află în starea descrisă în solia către Biserica la Odisea. Ei nu sunt nici reci, nici înclocot. Argumente absolut zdrobitoare, care nu pot fi aruncate la gunoi oricât am vrea noi și oricât ne-am ne zbate. Și ultimul, sunt multe, am ales câteva doar. Biserica se află în stare laudiceană. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Ce vreți mai mult de atât? Ce argumente și ce declarații mai precise și mai clare doriți decât atât? Sunteți în starea descrisă corect de martorul credincios? Și ce înseamnă asta? Că prezența lui Dumnezeu nu spune prezența lui Hristos sau prezența Duhului Sfânt sau Divinitatea. Deci, la nivelul mare, ăsta care demolează pretenția asta, noi suntem poporul lui Dumnezeu și nu avem cum să greșim. Dumnezeu acesta pe care îl clamați cu toate aspectele legate de Divinitate nu este în mijlocul vostru. Că, de ce afirmă dânsa? lucrul ăsta așa puternic. Pentru că și în cuvintele martorului credincios se regăsește exact acest aspect. Eu stau mm. la ușă și bat. Prin urmare, la voi, la laudiceia, eu nu sunt înăuntru. Cred că cei din biserică, general, interpretează lucrul ăsta, stau la ușa inimii fiecărui om și trebuie să mă lăsați să intru ca să vă schimbi. Și... Dar nu se gândesc la un tot unitar la biserica ca exact. colectiv. Da, exact. E foarte ușor să întorci macazul să zici, oh, e vorba de tine personal, tu n-ai deschis ușa și asta se poate. Da, și noi te sfătuim și te încurajăm să deschizi ușa. Nu, nu. Hristos vorbește acolo cu îngerul bisericii. Lui se adresează. Nu spune indivizilor din Laodicea, eu le spun. Deschideți ușa că vreau hmm. să intru la voi. Nu asta spune. Îngerul lui bisericii spune tu ești așa, așa, așa și iată ce vreau să fac. Da? Deci este o, este o intrare colectivă și s foarte bine discută aici. Însă nu zice în inimile unora dintre membrii bisericii prezența lui Dumnezeu nu este manifestată. Nu, nu. Biserica, da? asta e cuvântul. Biserica se află în starea laudiceană. Prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Asta este uh, primul meu argument că nu m-am înșelat când am înțeles și am acceptat și am avut curajul să vorbesc despre faptul acesta că Dumnezeu ne deschide ochii să înțelegem o realitate cumplită care îl împiedică să realizeze Ieremia 31, îl împiedică să realizeze Maliah 3.1 la 3, îl împiedică să realizeze Zaharia 3.1 la 3, îl împiedică să realizeze uh, apocalipsa 19, 1 la 8, la 9? Acestea sunt realitățile și acestea sunt lucruri extrem de serioase. Nu este o chestiune de hai să ne acuzăm unii pe alții. Hai să aruncăm cu noroi în conducerea bisericii. Hai să denigrăm poporul acesta. Hai să lovim pe cineva din acest popor. Niciuna din aceste uh, practici. Nu este susținută de Cuvântul lui Dumnezeu, de Spiritul Profeției și nici de mine. Nu consider că avem să ne lovim unii pe alții, sau să ne acuzăm unii pe alții, sau să ne atacăm unii pe alții. Dar realitatea este crudă și cruntă, că Biserica aceasta este în stare laudiceană și prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul ei. Acesta a fost primul argument, ai spus. Care este următorul? Următorul argument este experiența mea personală în mijlocul acestui popor. Am trăit aici și am văzut această realitate cu ochii mei. Și nu numai eu, o văd foarte mulți. Însă, la ce mă refer când spun din experiența personală? Când eu am studiat să înțeleg ce va produce un reviriment în Biserica Adventistă, pe care îl așteptăm și îl pretindem cu toți și ne legăm de el și îl predicăm Va veni un moment, fraților, când se va produce o redeșteptare, o reformă, o cernere, o zguduire în poporul ăsta. Pleva va fi separată de grâu prețios, sloganul formidabil. Și încântătoare, și înălțătoare pentru cei mai mulți dintre noi, ani de zile. Și am vrut să văd ce are de spus inspirația în care eu am încredere și pe care o tratez cu respect cu privire la. Această speranță a noastră, ca popor. Recunoaștem că deocamdată nu suntem ce suntem și rugăciunile de la avvoarele adventiste, toate sunt pe, pe linia asta. Iartă-ne că nu suntem încă ceea ce trebuie să fim, sau n-am fost ce trebuie să fim, dar acum ne angajăm că vrem să fim. Săptămâna de rugăciune cu rugăciunile ei prelungite. Iartă-ne, Doamne, că nici anul acesta n-am fost ce trebuie toate descriu o goliciune spirituală. Dar când e vorba de a accepta realitatea asta crudă din Apocalips 3, facem pasul înapoi. Și când am vrut să văd ce va produce acest șoc care va zgudui biserica, am descoperit această declarație. Ea a văzut o zguduire în poporul lui Dumnezeu, n-a știut ce înseamnă și l-a întrebat pe îngerul care era lângă ea. Și acestea sunt cuvintele îngerului mi s-a arătat, da, și îngerul îi spune lucrurile astea. Această zguduire va fi produsă de apelul martorului credincios către Biserica la Odiseea. Unii din popor vor accepta acest apel și îl vor da mărturia puternică și deschis și alții se vor împotrivi, se vor ridica împotriva ei. Și asta va produce cernere în poporul lui Dumnezeu. E, eu constat că noi trăim această realitate. De asta am spus experiența personală. Unii din acest popor și înaintea noastră, și în timpul nostru. Au văzut această realitate: că prezența lui Dumnezeu nu este în mijlocul nostru și că suntem în starea la odiceană, perfect descrisă de martorul credincios și adevărat, și am ieșit public să vorbim. Ei bine, asta a produs o, o, o un așa vaiet în, în biserică cum nu s-a văzut. Și uh, supărare, și atacuri, și. Măsuri drastice împotriva mea și altora care am vorbit despre lucrurile astea. De ce? Pentru că nu sunt de acord că ei sunt vizați de solia martorului credincios. Și se împotrivesc. Și asta produce zguduirea și cernerea. Adică, unii dintre membrii, observând reacția îngerului bisericii la sfatul martorului credincios, încep să ia în serios declarațiile acestea. Și atunci îi spun, Doamne, e adevărat, eu fac parte din acest popor, dar eu mă delimitez de această atitudine. Eu recunosc că noi ca popor suntem, așa cum ai spus tu, ticălos, nenorocit, și săracop și gol. Îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii să văd această realitate și vin cu bucurie la soluția ta, descrisă foarte frumos în toți prorocii. Poporul lui Dumnezeu din Marea Zia Ispășirii, se află îmbrăcat în haine murdare, iar rângerul nu-l trimite să le spele acasă una câte una, să mai facă roți de detergent, să facă o, alb -o haină albă și curată. Dezbrăcați-l de ea. Și asta ce vrea să spună? Vrea să spună exact cheia lui Roman 7. Noi suntem sub legea păcatului și a morții, asta e haina murdară, iar Dumnezeu vrea să ne îmbrace cu haina pierdută în Eden, haina neprihănirii lui Hristos cum zicea Pavel, legea Duhului de viață pe care am văzut-o noi în Hristos. Aceasta trebuie să înlocuiască haina murdară. De aceea se așează această excepțională realizare în cuvintele astea simple ale metaforei, dezbrăcați de haină aia, îmbrăcați cu haina cealaltă. Sau cum îi spunea Iisus lui Nicodim că trebuie să se nască din nou. Cred că e același lucru. Da, absolut, absolut. E o altă viață. Altă omenire. Oameni uniți cu divinitatea prin partajarea de natură divină. Deci, Experiența spune clar că dacă se va întâmpla ceva în acest popor, și noi observăm că deja se întâmplă, este datorită acestui scop etern al lui Dumnezeu descris în solia martorului credincios. Pe el contăm, de el ne legăm, pe el îl tratăm cu seriozitatea necesară. Și eu constat astăzi că sunt foarte mulți oameni din poporul ăsta care încep să se trăiască la această realitate. Am fost amăgiți că am primit la botez nu știu ce, n-am primit nimic. Dumnezeu ne așteaptă cu aceste daruri și este gata să ni le dea, și noi le primim cu bucurie și ne angajăm să participăm la acest mare eveniment, cel mai măreț eveniment al tuturor veacurilor, spunea Soraya. Există și al treilea argument că Îngerul Bisericii este corect identificat de Martorul Credincios ca fiind în starea descrisă de el. Da, este, este și al treilea și cred că acesta este cel mai relevant din punctul meu de vedere. Practic, este o confirmare nesperată că ceea ce am crezut, ce am predicat până acum, este adevărat. Și chiar nu mă așteptam să vină, chiar de la Îngerul Bisericii la Odiceea, această confirmare formidabilă. Să spun de ce. La începutul acestui an, Biserica Adventistă din România a publicat un film documentar în care dorește să explice societății lumii, pentru că este publicitar pentru lume, nu este făcut pentru membrii biserici, nu este de interior, este pentru publicul larg și de aceea l-au și postat. Bănuiesc că și pe Facebook, dar eu nu m-am uitat acolo, eu l-am văzut pe YouTube. Și evident, pe toate site-urile bisericii este prezent acolo, cu titlul acesta. Cine sunt adventiștii? Deci vor să explice lumii ce este cu acest popor, cu această biserică? Și dilema de la care pleacă întreg documentarul este aceasta. Cine sunt adventiștii? Sectanți periculoși sau creștini mai buni? Okay? Deci, filmul trebuie să dovedească la sfârșit cum rămâne. Suntem sectanți periculoși, așa cum ne acuză Biserica Majoritară și foarte mulți dintre oameni sau suntem creștini mai buni? Ei bine, după părerea mea, documentarul este o demonstrație extraordinară că martorul credincios și adevărat a avut dreptate când a spus tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic și nu știi că ești calos, nenorocit, sărac, corp și gol. Este cea mai puternică demonstrație că Apocalips 3 este perfect adresat acestui popor. Ce face documentarul? Începe să prezinte toate realizările noastre, tot ceea ce credem, tot ceea ce facem, tot ceea ce am realizat până acum, școlii, întreprinderi, sanatorii, educație, cultură, case de editură, în cea mai bună lumină posibil, din toate unghiurile favorabile, că suntem cineva și că facem o treabă foarte bună, și că teologia noastră este biblică parte teologi care demonstrează că noi suntem biblici, că noi suntem cu poruncea lui Dumnezeu, că avem credința lui Isus, toate lucrurile formidabile și excepționale. Primul lucru la care vreau să mă refer este acesta. Ce sunt adventiștii? O sectă periculoasă sau creștini mai buni? Ce înseamnă creștini mai buni? Un ortodox, că în general lor se adresează că sunt majoritari în când uh, aud că adventiștii sunt creștini mai buni, e ce întrebare spun? Stai puțin, deci noi suntem mai răi. Nu? <laughs> Pentru că nu credem la fel. Nu facem același lucru, nu practicăm credința la fel. Înseamnă că ești mai bun ca noi, nu? Mai bun ca cine, de fapt? <laughs> exact. Păi, răspunsul este clar. Mai bun decât toți ceilalți. Uh -huh. Mai bun și decât baptiști, și decât penticostali, și decât... Dacă spuneau... Suntem creștini buni? Atunci era de înțeles. Și toți spuneau, ok, bun. Hai să zicem că sunteți și voi creștini, răspundeau ceilalți. Deși ei au mari rezerve că noi suntem creștini, da? A, e, e o perioadă de toleranță și de îngăduință și de dragoste frățească la ora asta în creștinism. S-a terminat cu anatemele și cu aruncatul de pietre în cap. Și oamenii ar fi fost dispuși să zică, ok, bun, sunteți și voi creștini buni, ca și noi. Când spui creștin mai buni, tu spui de fapt că ești mai bun decât toți ceilalți. Acum, sentimentul poporului acestuia în conștiința lui este clar pe linia asta. Noi nici nu discutăm că măcar că suntem creștini ca ceilalți. Noi suntem singurii creștini. Deci, nici, nu există nicio îndoială. Odată ce Biserica Adventistă este ultima biserică din faza aceasta a experienței creștine, nici nu încape înduiala că ceilalți mai sunt creștini. Pentru că au fost lăsați în besnă absolută. Asta este atitudinea poporului și este bazată pe o realitate istorică incontestabilă. Spiritul profeției acesta de la punctul 18 din Fundamentale spune foarte clar în 1844 toate bisericile care nu l-au urmat pe Hristos în faza a doua lucrării lui din Sfânta Sfintelor, au rămas în besnă totală. Adică Dumnezeu nu a mai avut de-a face cu ele. Prin urmare, nu are rost să mai discutăm despre creștinism în alte biserici. Este o, este o greșeală formidabilă să spui, sunt mulți creștini, dar noi suntem aia mai buni. Ar, ar, fi trebuit să fim mai speciali în sensul că noi aveam solia și lumină de la Dumnezeu și înaintea noastră evrei au avut și ei ar fi trebuit să fie, de fapt, să se termine toată istoria pământului Astuia prin ei. Doar că, din păcate, am cam ajuns ca ei și în mentalitate și în aceeași situație. Da, exact, exact. Uh, Dumnezeu dorea să facă o demonstrație pentru salvarea întregii lumii. În, în primul rând cu poporul iudeu, când a văzut că nu se poate, a încercat cu Biserica Creștină, urmașii lui Hristos, când aceștia au apostaziat, a ridicat mișcarea protestantă, în 1844, când a venit din nou lumină, că în toate aceste faze, ce a deosebit pe membrii poporului aceluia de vechiul popor și noua biserică, a fost lumina. Înțelegerea unor lucruri spirituale. Da? De ce ucenicii s-au despărțit de poporul iudeu? Pentru că venise lumină. Hristos venise să se explice că tot sistemul ceremonial era o oglindire a persoanei și experienței și vieții lui. N-a fost nimic altceva. Nu a fost acolo o ceartă pe uh, apostazie. A, gata, voi ați apostazia, nu mai vreți să stăm cu voi în biserică. Nu. Ucenicii doreau să fie membri în biserica lor. Au fost dați afară împotriva voinței lor. Apoi, când a venit Marea Apostazie din Evul Mediu și s-a ridicat Mișcarea Protestantă. Protestanții nu, aveau nici, nu le trecea nici prin cap că trebuie să sau vor alcătui o altă biserică sau alte biserici mai multe. Ei doreau să fie bun catolici. Era singura biserică a lui Dumnezeu, Biserica Creștină. Ei voiau să aducă reformă, redeșteptare, veni să lumină, veni să înțelegere cu privire la sacramente. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu prin fapte, nu prin sacramente. Era o îmbunătățire a credinței, a ducerea ei la un standard superior. Ori, biserica s-a împotrivit și atunci s-a produs despărțirea, s-a produs schisma. În 1844, la fel, nu s-a ridicat un grup de oameni din bisericile protestante să spună, băi, voiați că am apostaziat, nu prea ne mai place biserica asta, la revedere, nu ieșim afară din bisericile noastre și alcutuim o altă mișcare. Nu s-a întâmplat așa. Un grup de oameni din acele biserici au văzut lumină în Daniel 8 cu 14. E bine, când poporul acela nu a urmat lumina, Dumnezeu i-a lăsat în besnă totală. Nu au mai avut nicio legătură cu ei, degeaba și-au păstrat ei în numele și titulatura de creștini. Am și o întrebare legată de perioada cu Isus. Citeam recent și el le spunea că nu va trece neamul acesta și voi reveni, ceva de genul. De ce le-a spus asta? Ar fi trebuit să știe, nu? Că până la urmă biserica sau mișcarea lor va părăsi lucrarea și nu se va ajunge la revenirea cea de-a doua revenire. Domnul Hristos știa și el Daniel 8 cu 14? Știa? Da. Nu avea cum să nu știe. El era conectat cu tatăl non-stop, deci practic știa tot. Păi, știa că vor trece 2300 de seri și mine până când sanctuarul va fi curățit? Deci era foarte clar că nu e vorba despre ei. Și atunci de ce a spus lucrul ăsta? Ne întrebăm noi, nu? Probabil să rămână pentru noi să realizăm că de atunci ar fi trebuit să se întâmple, nu? În primul rând pentru ei el trebuia să încurajeze pentru că era foarte posibil și Dumnezeu asta dorea ca să încheie cu ei marea controversă în acel moment, cu, cu ucenicii în viață și cu urmașii lor. Dacă ei, după cincizecime, nu și-ar fi părăsit dragostea din tâi, că asta reproșează martorul credincios bisericii din Efes, tu ți-ai părăsit dragostea din tâi. Asta este chestiunea. El ar fi adus ploaia târzie imediat în acea generație. Dar ei n-au vrut. Și de aceea profeția a văzut că în, în 1844 va apare mișcarea care va încheia lucrarea. Nu? Așa funcționează profeția. Nu? Vede ce se întâmplă. Dar intenția Domnului a fost în fiecare fază a experienței lor, în fiecare generație. de a spune, le-am trimis proroci în fiecare dimineață. În fiecare generație a trimis oameni să le atragă atenția că Dumnezeu nu urmărește ceea ce urmăresc ei. Și ce făceau, uh, că iar îmi aminteam de Ezechiel, uh, conducătorii sau preoții trimiteau pe cei mici să aducă apă. Păi seamănă cu ce spune martorul credincios sau cu acuzațiile astea. Voi ca popor nu sunteți ok, vedeți ce faceți, uh, nu știu, acceptați-l pe Dumnezeu în inima voastră și abia apoi uh, va reveni, se va întâmpla o schimbare. Da, Bun, și acum revenim la, la documentarul nostru. Biserica asta crede că ea este ultima fază a experienței creștine de pe planeta Pământ, singurii creștini, asta este termenul, singurii creștini. Să pui în cuvintele astea creștini mai buni este extrem de derutant și neadevărat pentru ce crede acest popor. Acest popor nu crede că ei sunt creștini mai buni. Ei cred că sunt singurii creștini și că sunt cu adevărat ultima manifestare a intenției lui Dumnezeu pe acest pământ. Or evident că lucrul ăsta nu puteau să-l spună lumii. Da? Și asta se numește ipocrizie. Nu nu folosește la nimic să vii să îndulcești lucrurile cu lucruri care oricine din biserica asta știe că nu sunt așa. Și asta este încă o dovadă a manifestării Îngerului Bisericii care crede că stăpânește situația, că conduce lucrurile și că el este bine pus acolo pe scaunul lui Moise și binecuvântat de Dumnezeu. No. Asta este o înșelătorie care chiar nu se cădea să o facem. Poziția corectă era facem tot ce se poate să fim de folos cauzei lui Dumnezeu și semerilor noștri, dar nu ne ridicăm peste frații din alte biserici și nu pretindem că suntem altceva. Pentru că deocamdată nu suntem. Suntem chemați la ceva deosebit, dar deocamdată nu suntem ceea ce trebuie să fim și asta spre rușinea noastră și ne punem uh, uh, praf și cenușă în cap. Asta era poziția corectă. Da, sigur, când faci un, un film de prezentare și de propagandă, trebuie să spui lucrurile cele mai bune și cele mai frumoase despre tine. Da? Uh, așa fac toate corporațiile, toate firmele mari. Eu am văzut materiale de prezentare de la foarte multe firme de prestigiu din lumea asta. De multimiliardari. Și toate prezintă tot ce e mai bun și mai frumos despre produsul lor. Nu vorbesc deloc de micile probleme, de încurcături, de nemulțumirile oamenilor cu unele dintre produse, nu. Acolo tot e frumos, bine polizat, aranjat, chiar urmăresc mai des pentru că mă interesează tehnologia, un site de Echipamente video de producție. Pe site-ul lor, grafica este impecabilă. Ai impresia că produsele lor sunt aduse de pe Marte, nu sunt fabricate de oameni. Nu există în imagine respective un fir de praf ne la locul lui sau o umbră cumva pusă greșit sau totul impecabil. Când produsele ajung în mâna ta, nu e chiar așa. <laughs> Nu e chiar așa. Okay, da, bun, înțeleg. La ei înțeleg lucrul ăsta. Dar la, la ultima fază a, pre, a prezenței lui Dumnezeu în lucrarea asta de pe pământ, nu e de înțeles. Asta este chestiunea. Bun, așa cum am spus, au prezentat toate aspectele implicării bisericii în, în societate la modul superlativ, case de editură, școlile, educația adventistă, toate celelalte. Din contră, au apelat și la personalități marcante ale vieții publice din România, care să laude, să aprecieze biserica. Și toți au spus cuvinte foarte frumoase. Cred că a fost și șeful Departamentului Cultelor din, din Guvernul României și a spus și el toate câteva cuvinte frumoase despre noi, suntem, au apelat chiar la un blogger foarte faimos din România, cu foarte mulți urmăritori și foarte interesant, acesta a spus un lucru. Da, e de apreciat credicioșia, expresia, biserica, spiritualitate, dar ce -mi place mie cel mai mult la adventiști este că au spirit antreprenorial. Adică sunt oameni de afaceri, sunt cu business-ul. Și acestea unite Ajută societatea și sunt de folos, și antreprenorii vor salva mulți oameni. Știi? Poziția și expresia este absolut o catastrofă. Dar omul nu are nicio vină care a, care a făcut declarația asta. Pentru că el asta a observat din legăturile lui cu adventiștii. El a fost păcălit și, și mințit la, la scenă deschisă. Și el e sincer. El asta a văzut că la adventiștii contează educația, pe asta, asta spune că pune adventiștii presiune pe educație și pe antreprenoriat, pe afaceri. Chiar are dreptate, chiar are dreptate ce a văzut el. Oamenii pe care a cunoscut el în direcția asta sunt educație și business, afaceri, bani. Și el consideră că asta este un foarte mare ajutor pentru societate. Pentru societate e posibil să fie un mare ajutor, nu zic nu. Dar pentru cauza lui Dumnezeu este o piedică formidabilă. Pentru că din groapa păcatului nu se iese prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc sau afaceri, business, bani mulți. Asta este o înșelătorie formidabilă. Și singurul popor care nu trebuia să se amestece în, domeniul ăsta era Biserica Adventistă. Adică exact de-a de ce a observat marele nostru blogger. Da? Ei bine, toate aceste lucruri spun spectatorului un singur lucru. Îngerul Bisericii Laudicee, adică conducerea acestui. Pentru că conducătorii au făcut uh, documentarul. Uh, apare acolo și președintele Uniunii, se iau un interviu, este întrebat cu privire la ce crede adventiștii. Uh, chiar uh, la finalul uh, documentarului. Uh, aduc argumentul formidabil și, după părerea mea, fantasmagoric, că Revoluția Română a fost opera lui Dumnezeu. Și că de-aia am scăpat noi de Ceaușescu pentru că a intervenit Dumnezeu. Și, iată, deci, noi suntem cu Dumnezeu, bucurați-vă că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, veniți la noi. Acest documentar este cea mai clară dovadă pentru oricine că liderii acestui popor susțin total declarația martorului credincios. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. În documentarul ăsta, exact despre asta au zis. Că sunt mai bun ca toți la toate capitolele. Și că ce fac ei este extraordinar și nemai auzi pe lumea asta. Asta spune și martorul credincios. Iată ce zici tu, pentru mine, documentarul ăsta este cea mai clară dovadă că spiritul profetic a avut perfectă dreptate și martorul credincios care nu greșește, că asta înseamnă martor, este expresia din aparatul acela de la zidărie, cumpăna. Da? Martorul. Ai pus-o pe zid și îți arată dacă este la orizontală sau nu, sau la verticală un zid. El, el, nu minte. E, martorul acesta credincios și adevărat, care nu minte și este în poziția să spună bisericii în ce stare se află el, asta spune. Zidul e strâmb. Zidul e strâmb. Și nu numai că zidul e strâmb, dar el este făcut să pară frumos și este vopsit și, și zugrăvit prin uh, expresii, declarații, lor de poziție, să pară cu totul de aur. Și. Uh, ce se întâmplă în poporul acesta s-a mai întâmplat odată și cuvintele Domnului au fost acestea cu acea ocazie, care se potrivește perfect cu situația pe care noi o discutăm astăzi. Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos, adică conducătorii și preoții. Ei, aceștia, să, despre ei vorbea. Da? Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de ipsos. Vedeni înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Domnul nu le-a vorbit. Asta se întâmplă cu genul ăsta de activități, cum e documentarul acesta Cine stă adventiști. Este un zid acoperit cu Ipsos, care, atunci când vine furtuna, se va prăbuși. Nu este aceasta realitate. Dacă doreau. Să, să vorbească despre așa cum vede martorul credincios lucrurile, ar fi intrat sub pământ. N-ar mai fi făcut un documentar. Pentru că, înaintea revărsării ploii târzii, profetul Ioel, sau domnul prin profetul Ioel, a spus foarte clar care trebuie să fie poziția îngerului bisericii. Preoții slujitorii domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură de poporul tău. Da? Deci o stare de umilință și de, de, de uh, uluială și de di, disperare cum nu s-a mai întâlnit în, în istorie. Pentru că poporul acesta este într-o poziție extrem de periculoasă și este legănat și, și amețit cu uh, tencuiel cu ipsos. Nu folosește la nimic, va fi de cel, cel mai mare pericol pentru acest popor este să-i spui stați liniștiți că Domnul e cu noi, totul e bine. Când martorul credincios zice nu e deloc bine, ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și zilele astea documentul a fost făcut la începutul anului. Nu spun de comentariile de pe YouTube. Te îngrozește, te spui în cap. Ce acuzații și ce vorbe urâte pot să spună oamenii cu privire la acest documentar adventist. Dar bun, nici nu ne așteptăm la altceva. Oamenii aceia chiar nu știu ce e lumină nouă, adevăr prezent, creștere în lumină și alte astfel de lucruri. Oamenii din biserică sau nu, din afară? Din afară, bisericii? din afară. Sunt câțiva din biserică care au comentat și care spun, da, mulțumim, e frumos, ne-a plăcut, ne-a plăcut muzica, spun unii, sau diverse. Dar cei mai mulți sunt din alte biserici, bănuiesc că cei mai mulți ortodoxi sau fără nicio credință care au cuvinte extrem de urâte, extrem de urâte și aproape greu de reprodus unii dintre ei. Da? E de așteptat de la ei. și asta este și motivul pentru care eu nu cred că dezbaterile, forumurile și comentariile la, la filme pe YouTube sau în social media sunt de vreun folos. Pentru că, așa cum este în cazul ăsta, oamenii stau absolut dezinformați. Nu are nicio legătură ce spun ei cu ce cred adventiștii. Că nu știu, sunt, sunt pe din afară. Și la fel se întâmplă și cu materialele noastre. Ne-au criticat foarte mult. De ce nu, nu Dorin nu dă drumul la comentarii pe YouTube? Păi de ce? Să vedeți dumneavoastră care habar n-aveți despre lucrurile astea și să uh, faceți mizerie și agitație acolo? Și la ce folosiți dacă noi vă spunem că n-aveți dreptate? Noi nu credem în uh, dezbateri și hai să analizăm lucrurile, să vedem cine are dreptate. Nu credem în așa ceva. Fiecare este liber să analizeze adevărul și să-l primească sau să să-l respingă dacă crede că nu este adevăr. Da, deci, uh, din punctul de vedere a fost o foarte mare greșeală. Uh, e acolo un spectacol reprobabil la comentarii. Dar, bun, asta e situația. Zilele trecute, așa cum spuneam, s-a mai întâmplat ceva care susține total această imagine despre producțiile adventiste și ce spun astăzi liderii adventiști. Pentru că dacă e să ascultăm părerea unor membri de rând care n-au o poziție importantă în biserică, am spunea, e bun, pot fi greșiți, pot fi eronați. Dar aici avem de-a face cu liderii de frunte ai bisericii. Documentul a fost făcut de biserică în numele bisericii. N-au fost făcut de un producător sau o casă de filme sau un blogger. Da? Apare o listă de consilieri, oameni importanți din biserică, unii care lucrează în, în mass media, alții care sunt mari profesori la universități. Deci, oameni care n-au venit acolo și au dat din coate și au zis, vreau și eu să particip la asta. Au fost invitați de conducători să producă materialul. Deci, e clar că vine din partea îngerului bisericii. Acum, recent s-a întâmplat și altceva. În octombrie a fost uh, Consiliul Anual, Consiliul de Toamnă, cum se spune, al Conferinței Generale. Acolo se adună toți liderii de vârf ai lucrării. Președinți de uniuni, de diviziuni, funcționarii de la toate uh, instituțiile adventiste, mă rog, elita bisericii adventiste, să spunem așa. Și cam o săptămână se întâlnesc zi de zi și uh, dezbat chestiunii, prezintă fiecare realizările de până atunci și așa mai departe. Și am fost foarte curios să văd ce au de spus, ce, cu ce vin în fața poporului, cum își justifică serviciu. Că cei mai mulți asta fac acolo, își justifică poziția ca să primească fonduri, ca atunci când se distribuie fondurile pentru fiecare departament, evident. Și sunt chemați șefii departamentelor respective, de la editură, de la radio, de la televiziune, de la lucrarea cu medicală, lucrarea cu tinerii, evangelizare. Toate domeniile sunt acolo și prezintă lucrurile, vorbesc, iau decizii, își prezintă proiectele de viitor și așa mai departe. N-am auzit o singură referire la evaluarea martorului credincios. Sau o, un mic defect, o mică problemă pe care să o recunoască, să spună: Aici, fraților, am greșit total, aici n-am făcut bine, asta n-a fost bine. Doar laude, laude, laude. Fiecare își prezintă cât mai frumos departamentul, care sunt realizările, ce a făcut. îl aplaudă, se roagă, îi mulțumesc. La fiecare departament exact această atitudine. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsa de nimic. Slavă Domnului, facem o treabă foarte bună. Feedback-ul negativ nu este foarte confortabil. Nu există deloc acolo. Absolut deloc nu există. Când aceea era chiar întâlnirea în care să se discute doar marile probleme, nu era necesar să vorbească ei despre ce face fratele X de la radio, ce face fratele X de la casa de editură, de la posturile de televiziune adventiste. Nu folosea la nimic. Eu oricum fac ce știu că trebuie să facă. Nu? Acolo trebuia să se discute, în primul lucru, de ce noi, ca popor, de ani de zile, ne manifestăm credința fermă în apropiata revenirea lui Hristos, iar într-o porțiune a existenței noastre, revenirea era iminentă, nu curând, iminentă? Și nu se întâmplă. 2. De ce am făcut un proiect global cu președintele nostru, care acum e aici, în primul lui mandat? A fost proiect strategic al bisericii, numit Operațiunea Plan Globală. Când am angajat toată biserica, da? 12 milioane sau 13 milioane de membri câți erau atunci, să ne rugăm pentru revenirea ploii târzii a Duhului sunt în măsură bogată și încheierea lucrării că frații constatau că lucrarea nu poate fi încheiată pentru că Duhul Sfânt nu s-a revărsat în măsură bogată. Și că ăsta este elementul cheie care va duce la încheierea lucrării și la sfârșitul nebuniei de pe planeta Pământ. Și biserica s-a supus, frații s-au rugat, după cinci ani de zile, că a durat proiectul, nu s-a întâmplat nimic. n a venit nicio plaie târzie și nicio explicație de la conducători. De ce, fraților? Ne-a spus la început că dacă ne rugăm, și ați venit cu citate din soroet, că dacă ne rugăm, ploaia târzie va veni. Ne-am rugat și n-a venit. Asta era un lucru de dezbătut în Consiliul de Toamnă. Nu lăudăroșenii și aprecieri, vai ce grozav suntem, știi? Și mi-a tras atenția uh, un, un domeniu în care i-au făcut foarte, foarte multă discuție. Și anume istoria noastră și moștenirea noastră istorică. El este un frate numit cu, cu treaba asta și, interesant, e, lucrul ăsta a fost văzut așa de important încât președintele conferinței generale l-a prezentat. El a venit și a spus că eu am fost o perioadă reticent cu privire la domeniul ăsta, dar acum fratele X m-a convins că asta trebuie făcut și e foarte bine să facem lucrul ăsta și sunt dispus să investim bani serioși în acest domeniu. Și i-a dat cuvântul. Și a venit omul și a început să explice poziția lui. Ce trebuie să facem noi? Că noi nu avem, la un nivel corespunzător cu lumea digitală de astăzi, monumente istorice care să atragă lumea. Să vină lumea să le vadă, să ia contact cu noi, să afle despre istoria noastră, să vadă că suntem ancorați în istorie și că n-am apărut așa din nimic, să vadă, să-i cunoască pe oamenii care au început mișcarea adventă. Și el spunea că s-au făcut câțiva pași în trecut, dar acum trebuie actualizată toată operațiunea. Ce înseamnă asta? De exemplu, Casele Pionierilor Adventiști. Casa lui William Miller, Casa lui Joseph Bates. Casa a familiei White și a altor pionieri, asemenea. Uh, ei le-au cumpărat ca să fie proprietatea bisericii și le-au făcut puncte de interes turistic, Da, lăsate așa în forma aia veche, cum au fost ele la început. Și da, vin ceva musafiri, dar nu așa cât ar trebui, gândeau ei, știi? Și acum ei vor să facă altceva, să le transforme într-o experiență digitală, cu pereți virtuali, cu ecrane cu leduri care să ruleze viața oamenilor respective, ambianța, cum au trăit, cum au stat, să fie așa un, un fel de monument precum este sediul Apple din California, știi? Totul super digitalizat, super, dar legat și ancorat de trecut. Să, să fie atractiv pentru generația tânără. Pentru că tinerii nu o să duc să vadă acolo o casă prăfuită și ponosită, ca statenia William Miller, Ce ne interes pe noi. Dar când acolo totul este high-tech, ei speră că tinerii vor veni. Și au prezentat proiectele digital, cum ar vrea să le aranjeze monumentele istorice respective. Și o serie întreagă, toate frumos făcute pe calculator, foarte atrăgător, peste tot, ferestre digitale, pereți digitali cu proiecție Ultimul Răgnet, în care vor intra miliarde pentru că tehnologia asta cu pereți virtuali este foarte scumpă. Care e motivația omului respectiv? Exact motivația pe care au avut-o poporul de Israel când au rămas în beznă și s-au trezit în beznă și că ei nu mai sunt capul și nu coada, cum le-a promis Dumnezeul lor. Ce se întâmplă astăzi în Israel? Toate locurile descrise în Noul Testament sau în Vechiul Testament sau transformat în puncte turistice. Da? Muzeografice. Locul unde a fost Hristos răstignit, locul unde a fost Hristos la nunta din Cana și vin turiști din toată lumea să le vadă. Acum, interesant e un lucru. Locuitorii acelei țări nu cred în Isus. Ba din contră, au o scârbă teribilă pentru el și pentru tot ce a însemnat, pentru că le-a le dat peste cap credința lor și religia lor. Acest uh, templar din Nazaret și ucenicii lui. Ei nu acceptă sub nicio formă ca Noul Testament să fie distribuit în localitățile lor. Dar C nu au nicio problemă să facă niște bani pe seama lui. Observi? Deci, asta este chestiunea. Și eu aș spune că aspectul financiar este pe locul 2. Știi care cred că este motivul principal pentru care ei fac treaba asta, care practic le stă în gât și totuși o fac pentru. Opinia generală din țările civilizate care au apărut pe bază creștină, Occidentul creștin, acum nu mai e creștin, clar, dar toată populația aceea provine dintr-o dintr uh, gândire a societății bazată pe Biblie, pe creștinism. Și Europa și Statele Unite, Australia și așa mai departe. Ei, ei vor să păstreze vie în aceste colectivități creștine mentalitatea că ei sunt poporului Dumnezeu și că să aibă grijă cum procedează cu ei. Nu cumva să uitați că noi suntem poporul lui Dumnezeu, nu voi. Noi suntem cei care trebuie protejați, care trebuie finanțați, care trebuie ajutați, care trebuie ocrotiți. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Asta cred că e motivul principal pentru care îl fac. Și Biserica Adventistă face exact același lucru acum, încercând să, să ridice monumentele Experienței trecute și a istoriei noastre, nu neapărat ca să facă bani sau membri, să atragă oameni la Biserica Adventistă, ci să păstreze vie în mentalitatea colectivă a societății că noi suntem ultima Biserică a lui Dumnezeu pe pământ și că trebuie să ne dați atenția cuvenită și să vă purtați frumos cu noi. Cred că ăsta este motivul principal pentru care ei fac lucrul ăsta. Dar toate celelalte, nu numai asta și când au vorbit de televiziune și când au vorbit de tipografie și când au vorbit de lucrarea misionară. Toate lucrurile excepționale, frumoase și cu mari posibilități. Iar cheia întregii prezentări a tuturor vorbitorilor și a tuturor reprezentanților conferințe generale a fost aceasta. Noi trebuie să facem pasul în lumea digitală. Nu se mai poate să rămânem învechiți la carte, la predicare, la... Trebuie să pătrundem în lumea civilizației tinere care se dezvoltă acum pe baza tehnologiei informației. Trebuie totul făcut digital, să facem programe pentru ei, să ne încadrăm în viața lor, în societatea lor. S-a terminat cu... Haideți, veniți la noi la adunare. Nu mai funcționează. Tinerii nu să vină. Noi trebuie să mergem în mijlocul lor. Noi trebuie să fim acolo unde sunt ei. La cafenea, la bar, la petreceri, pe plajă. Acolo trebuie să fim noi cu biserica. Acolo trebuie să ducem biserica. Și toți care au luat cuvânturi de la toate departamentele, pe linia asta au mers. Aduceau tot fel de argumente. Uite, în țara noastră, de exemplu, în Coreea, 94% din populație are telefon mobil. Și toți depind de el și... Acolo îi găsim, acolo trebuie să-i abordăm, la locul unde au interes, unde sunt ei. Da? Consideră că așa vor rezolva problema? Vine Duhul Sfânt dacă intrăm cu tehnologia informației la generații de tinere? Nu se va întâmpla nimic. Duhul Sfânt va veni când îngerul bisericii la Odiseea și prin urmare toată biserica pe care o reprezintă vor recunoaște, este adevărat, sunt ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol, nu am lucrurile esențiale ale intenției lui Dumnezeu cu oamenii de pe planeta Pământ, aur, haină și doctorie și sunt bucuros să le primesc pe calea pe care Dumnezeu dorește să le ofere. Și calea pe care Dumnezeu să le ofere este aceasta. Apocalipsa 19. A venit un tamierului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace în insulție, sărăcior și curat, adică haina aceea despre care vorbea martor credincios, aceea pe care îngerul bisericii nu o are. Documentarul acesta și ultima întâlnire a Consiliului Anual al Conferinței Generale vorbesc cu glas cât se poate de tare pentru orice membru de rând care are urechi și vrea să audă că ei consideră că sunt bogați, că s-au îmbogățit, că nu duc lipsa de nimic și că nu au nevoie de evaluarea cerului. Tu ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și asta face ca lucrarea de Dumnezeu să fie blocată, Hristos să fie ținut afară și avertizarea este foarte clară. Am avut destule răbdare cu voi. De ani de zile, de 150 de ani vă spun că sunteți în această stare, mă forțați să trec la ceea ce am promis că am să fac am să te vărs din gura mea. Adică am să încetez să mă mai identific cu tine și să te numesc poporul meu și biserica mea. Și mă voi duce la cei de la drumuri și de la garduri și cu siguranță ei vor veni la nuntă și vor accepta scopul etern al lui Dumnezeu. Să producă sub ochii omenirii un grup de oameni care poate fi identificat astfel. O nouă omenire. Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Ei bine, lor, astea sunt argumentele pe care eu mă bazez când spun că martorul credincios a avut dreptate, evaluând de astfel biserica noastră, și că această evaluare este esențială în încheierea marii controverse și în răspunsul acestui popor ca să se producă ceea ce a spus Hristos. Când caracterul lui Hristos va fi în mod de și reprodus în acest popor, atunci eu voi veni spre a-i pretinde ca fiind ai mei. Până atunci avem pauză. Și vom sta aici, ne vom lăuda cu realizările noastre, cu istoria noastră, cu teologia noastră, cu faptele noastre, cu cultura noastră și cu educația noastră. Și martorul credincios stă la ușă și bate.